eu consider că ce am făcut săptămâna trecută a fost să mă apăr, dar dacă vor mai exista discuții în sensul ăsta, prefer să le las așa cum sunt, pentru că pe mine chiar mă afectează, vreau să fiu bine. Și dacă să fiu bine înseamnă să nu fiu aici, aia e. Dar de ce trebuie să-ți faci griji de ce o să fie pe... Dar nu-i vorba că... Ai scos vreo latură de-a ta pe care ai vrut să o ții ascunsă sau... Eu am niște așteptări de la mine cumva. Nu e vorba de oameni, că am văzut că e hate pentru toată lumea și sunt sigură că la un moment dat fiecare dintre voi a trecut prin așa ceva, doar că unii oameni sunt mai puternici și alții nu. Eu nu pot. Crezi că îți va face mai bine să nu mai fii aici? Sincer, deocamdată la asta mă gândesc dacă am luat decizia corectă să fiu aici sau nu. Nu mai fi supărat, bă. Eu sunt conștient de treaba asta, dar... Nu e ea. Da. Nu știu, eu mă simt extrem de vinovat pentru ce se întâmplă în online cu imaginea ta. Măi, Teodora, a fost clar că n-au fost doar niște glume, cel puțin din partea lui a declarat. Da, poate drag avea de mine cum am și eu de el, dar asta nu înseamnă... Nu, păi ceva, el a spus că își dorește ceva mai mult. Cred că a aruncat și el cu niște glume. Nu crezi, acum o dai tu la întors. Nu, vreau să dau nimeni la întors. Ok, și cine te oprește să fii bine tu cu tine? Nu știu. Cred că părerile... Păi, uite, chiar mă afectează ce e în online, sincer.